Cum ați observat și ați auzit, din punctul meu de vedere, studiul nu cuprinde informații și date din stațiile de monitorizare, nu cuprinde toate informațiile, nu s-a făcut un studiu pe informații reale și concrete cu privire la calitatea aerului, iar în ceea ce privește planul de măsuri, consider că se pot face amendamente la planurile de măsuri propuse, așa încât să avem acele măsuri care să ducă la o combatere reală a poluării, atât poluarea cauzată de industrie, dar și poluarea cauzată de traficul urban și de activitatea într-o localitate așa de aglomerată și de circulată precum Ploieștiul.